Este foarte frig. Stați la părul ei. Foarte frumoși. Chiar sunt. Oficiu poștal. Moș Crăciun. Mamă, ce frig e. Nu, nu stăm pe terasă. 19 grade, dar se simt ca minus 27. Ia uitați-vă la... Am înghețat tot. Am înghețat hainele pe mine. La Moș Crăciun este deschis între orele 8 și 22. Iar acum aici pășim în cercul polar. Ceva tradițional și anume carne de ren. Legate, poți să le iei. Da, tocmai ce ziceam, poți să le iei. Se vinde decât între 9 dimineața și 9 seara. După 9 seara nu se mai vinde. Salutare, dragilor! Salutare, ne aflăm în Laponia, mai exact în Rovaniemi. Laponia, o regiune aflată pe teritoriul a 4 țări, despre care vom vorbi puțin mai încolo. Am închiriat mașina, mergem acum să o ridicăm de aici, de la aeroport, și pornim spre cazare. Încă ceva, sunt minus 19 grade, dar se simt ca minus 27. Aceasta este mașina, o Toyota Aygo. Am plătit 160 de euro pentru 2 zile. Luăm mașina și mergem la cazare. Da, un aspect important, cauciucurile sunt de iarnă și au cuie. La fel am avut și în Islanda, foarte interesante cauciucurile. Am să las un link în descriere cu vlogul. Gata, pornim la drum. Am ajuns și la cazare. Aceasta este cazarea. Asta e bucătăria care este deschisă. Aici avem, se pare, patul, o canapea, TV, măsuță aici. Avem și un dulap aici și frigider. Hai să vedem și baia. Da. Ok, și cabina de duș. Cu perdea doar. Da, interesant. Haideți să vedem și balconul. Această cazare dispune și de o parcare. Mamă, deci tot e înghețat aici. Avem o terasă. Două scaune, o masă acolo, dar... Mamă, ce frig e. Nu, nu stăm pe terasă. M-am răzgândit. Pe această cazare am plătit 180 de euro pentru 2 nopți. Iar acum haideți să vă arătăm ce luăm pe noi împotriva gerului de afară. Am ieșit puțin la plimbare. Da, uitați cum arată. Așa arată Rovaniemi. La ora 22. Trecut de ora 22. Și așa cum ziceam, mă repet, Laponia este o regiune aflată pe teritoriul a 4 țări, Rusia, Norvegia, Suedia și Finlanda. Așa arată centrul. Ia uitați cât de frumoase sunt și aceste igluri, din sticlă, par a fi, foarte interesante. Și un nightclub. Alexandra spune că nu e chiar de fric, dar uitați-vă la... Am înghețat tot. Am înghețat hainele pe mine. Nu știu că nu mai văd nimic. Mi s-au îmbolit ochelarii rău de tot. Am înghețat. Ia uitați cum își lasă oamenii afară boburile lângă biciclete. Nu sunt legate. Poți să le iei să... Da, tocmai ce ziceam, poți să le iei. Alexandra... E o hoață mică, da. Adică te tragi. Nu e a noastră, deci nu e a noastră, o împrumutăm pentru câteva secunde. Poate o spart, hai! Ce-ți place?
Poate mă împiedic. Am venit la supermarket. Haideți să vedem care sunt prețurile aici în Laponia. Deci o pâine cu cartofi 2,15 €. Așa, 1,89 € pe banane. Hai să vedem prețurile la bere. Păi și care o fi? Heineken-ul. Hai să vedem Heineken-ul. La 0,33, 2,39 €. Deci cât de tare și cât de interesantă e chestia asta. Alcoolul nu se vinde decât între 9 dimineața și 9 seara. După 9 seara nu se mai vinde. Nici nu am întrebat. Doar m-am uitat la prețuri aici și a venit un angajat de aici și mi-a spus că nu se mai vinde la ora aceasta. Pentru că e trecut de ora 9 seara. Am zis, serios? Și mi-a spus că da. Da. Laponia. Prețul la ouă, 2 €. 1,99 €. 5 ouă? 6. A revenit angajatul aici pe mine și mi-a spus că doar la pub-uri și la restaurante se poate servi alcool după ora 9. Nici de cum din supermarket. Interesant. Bună dimineața! Bună dimineața! Am încălzit mașina pentru că e nevoie 15 minute cel puțin, între 15 și 30 de minute e indicat să încălziți mașina înainte de a porni la drum aici în Laponia. Și o să mergem acum în satul Moș Crăciun. Mare veselie aici în spate. Mergem acolo să vedem ce activități putem desfășura și cum este. Este destul de frig afară, dar nu atât de frig așa seară. Pornim. Am și ajuns, am parcat. Parcarea se pare că este gratis. Din câte am observat, nu cred că e cu plată, nu se plătește. Să sperăm. Să sperăm, da. Dacă e ceva, revenim cu un update. Acolo în spatele meu se află centrul Arcului Polar. Mergem. Minus 19 grade sunt afară. Nu pare atât de frig când cobor din mașină, dar la 2 minute se resimte. Aici este oficiul poștal din Moș Crăciun. Dar avem o problemă. Din păcate e doar cash momentan. Așa că trebuie să ne întoarcem la Santa să cumpărăm niște carduri și să le punem. Dar haide să intrăm să vedem care-i treaba pe oră, nu? Haide. Oh, aici la fel de cald. Da. Vreau să spunem că e cam cald în interior, peste tot, transpir imediat, în maxim 2 minute simți deja că te ia cu transpirație la cum ești îmbrăcat. Cât de interesant este acest om de zăpadă, care este, da, făcut chiar din zăpadă, de fapt niște bulgări de gheață. Ia uitați cât este de imens. La Moș Crăciun este deschis între orele 8 și 22. Mergem acum să postăm. Să postăm către cei dragi. Mergem la poștă. Trebuie să când ajung? Dumneavoastră mă interesează. Da. Dar am văzut că erau două găsute de atunci. Una cu Crăciun 2024. Și una pe daily, adică zilnic. Da. Până să ajungă la anul de Crăciun. Da, asta e tu, cred că să ajungă mai repede, nu chiar la anul. Aici, la oficiul poștal, este deschis între 10 și 16. Haide să găsim un fix.
Să scriem frumos. Și prețurile la magnez aici la oficiu poștal, 6 euro. Eu zic că e puțin exagerat. Voi ce spuneți? Le vom posta ca postcardul să ajungă de Crăciun. Mai am. Iar acum aici pășim în cercul polar. Ia uitați ce grup aici, vesel. Pentru că aici, doamne și domnilor, există o cameră live. O puteți vedea live. Iată-ne și live. Intrăm live în 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uite-ne. Suntem live pe YouTube. Ne vedem acolo live. Doi dansatori. Cum, doamnelor și domnilor, așa cum am spus, am pășit în cercul polar. Oi, da. Cum arată? Parcă mi-ai frig în cercul polar. Ia, hai, cadă partea aia. Că sărei, dansai, te încălzeai și de-aia. Am venit la un local pe nume Alvari să încercăm ceva tradițional și anume carne de ren. Am luat și niște cartofi prăjiți și niște pizza și o băutură care se numește... Gloghi. Gloghi. Este o băutură tradițională de aici din Laponia. Da, foarte interesantă, cu scorțișoară. Anason. Anason, da, foarte, da. Foarte bun gust. Hai să încercăm... Renul. Carnea de ren. Eu primul sau? Hai! Un gust intens de pastramă, oaie. Pastramă de oaie, da. Da. Foarte bun, dar e fragedă, foarte fragedă este. Să știi. Da. Să știi că nu e greu de amestecat. Nu. Foarte bun. Foarte bun. Da. Pentru cei ce ne urmăresc, știu deja că noi oriunde mergem în lume, încercăm diferite feluri de mâncare, chiar și tradiționale. Avem aici și nota de plată, 61,50 euro a costat. Am luat doar o porție de carne de ren pentru că nu eram sigur că o să ne placă și am zis hai să încercăm doar o porție. Da, vom merge acum să vedem husky. Luăm Sania și pornim la drum. Doamne, cum arată locul ăsta, e de poveste, deci... Ia uitați câțiva din ei. Bă, dar ăștia sunt husky. Wow, ce frumos e ăla. Wow, ce frumos sunt. Hai să te văd, mă, hai să te mângâi, frumosule. Wow, ce frumos sunt. Uitați-vă la ăla. Uitați-vă la ăla, ce frumos sunt. Putem să-i mângâiem. Așa, după tur se dă o băutură gratis. Dar ia uitați ce avem aici. Doamne, cum e ăsta? Ce frumos e ăsta. De ce, mă? And if they have a long work day, they also get snacks between the safaris. So a little piece of salmon or meat for extra energy. Husky de Alaska. Mm-hmm.
frumos e și ăsta negru. Doamne, ce frumos e ăsta. Crești mare tracită, Sonia, ha? Gata și cu experiența Sunny trasă de Husky, Husky de Alaska, așa ni s-a spus. Credeam că sunt siberieni, am plătit 70 de euro pentru două persoane, iar acum am venit la Santa Claus Village pentru a ne juca cu câinii, câinii Husky. Dar aceștia sunt Husky siberieni și am plătit 25 de euro de persoană. 10 euro este intrarea și 15 euro este să te joci cu ei și să faci câteva poze. Da, apropo, am achiziționat acel pachet neștiind că vom merge în grup. Nu am fost doar noi doi pe Sanie, am fost 4 persoane. O recomandare, faceți-vă booking-ul dinainte. Lunea, majoritatea sunt închise. Iar în weekend este foarte aglomerat, așa că mai bine faceți booking-ul online la Sania trasă de câini. Așa arată locația. Locația se numește Husky Park. Foarte frig astăzi. Foarte frig. Minus 22 de grade. Ai tras aer și ți se lipesc nările. Da, ce frumos sunt ăștia. Oh, ce frumos este. Frumos ești. Foarte frumos. Chiar sunt foarte, foarte frumos. Doamne. Păcat că nu am mai reușit să facem booking. Uitați-vă și de ăștia. Vai, cât de frumos. Frumoșilor. Ia privi și la acesta ce frumos este, cât de alb. Of, frumosule, și tu. Tu ai unul așa, unul de alt, un albastru, unul de altă culoare ai tu. Așa ai? Ce interesant. Vai, dar ce frumos sunteți. Vai, ce ochi are. Doamne, ce-mi pare rău. Cum că nu am făcut din timp booking. Ia uitați-i cum dorm. Se odihnesc. Ce rău îmi pare că n-am făcut booking cu oamenii ăștia aici. Ce rău îmi pare, sunt atât de frumoși. Aici e Alice care conduce pe Ford și bineînțeles și pe Audi. Ce nume, cum să-i numești așa? Interesant. Cum arată parcul acest? Foarte frig. A început să ningă. Uitați-o la Ale. Uitați-o pe Alexandra. Astăzi este foarte frig. Uitați la părul ei. Lasă-l, ca să facem mai frumos. Să te arăt mai frumos. Gata, atât de aici, ne-am jucat și cu Batman puțin, cu ninja, am degerat, foarte frig, dar merit, merită, unii sunt foarte frumoși, acești husky, siberieni, foarte, foarte frumoși. Ia uitați, Reni, este de la alb.
Muren alb. De frumos este. Aici pune și plimbarea cu Renia, uitați. Uitați și pentru copii activități cu snowmobilul. Ia, plus cât de interesant cum stau oamenii. Mergem și la plimbare cu Reni întâi. Iar pentru un kilometru plătești 40 de euro ca adult, iar 30 de euro pentru copil. Pentru o distanță de 400 de metri plătești 25 de euro pentru adulți, iar pentru copii 20 de euro. Ia, uitați ce drăguț e. Interesant. Și ne pun și blăniță de ren pe noi. Da, foarte cool, foarte cool. Da, interesantă experiența cu Reni. Într-adevăr, prețurile un pic cam piperate. Și că tot vorbim despre prețuri, dați subscribe, nu vă costă nimic, este gratis. Până în video următor, cu noi experiențe, v-am pupat. Pa, pa! Pa, pa!